Vezi, oameni dragi, Doamne ajută! Vă bătușesc cu drag, mult, tare, tare de la Biserica Mateității cu Zavodă din Iași. E o zi mare de post, miercurea din săptămâna a 5-a postului mare, o zi în care în biserică se citește acel canon mare, mare, mare de pocăință, unde învățăm că Dumnezeu ne iubește pe toți și chiar dacă mai greșim în această viață, mai mult sau mai puțin, că toți suntem păcătoși, Dumnezeu ne binecuvântează cu harul Său, cu iertarea Sa și ne putem cu toții bucura de lumină și de sfințenie. Astăzi vreau să vă dau o veste bună. Vestea bună nu este că suntem în săptămâna a cincea, în miercurea din săptămâna a cincea postului mare. Nu este nici măcar că primim zilnic ajutor de pretutindeni, iată, daruri multe, biciclete, eu știu, jucării pentru copiii noștri dragi. Vestea bună nu e nici faptul că deja ne apropiem serios de 2000 și vreo 500 copii care au mai nevoie de un donator, ci vestea bună este că la casa Veronica, e casa lui Valentin și a fraților lui, acolo unde lucrurile sunt aproape de final, câteva zile și casa este gata, copiii zâmbesc, copiii sunt fericiți. Asta e vestea cea bună, că niște copii orfani, care în urmă cu o lună de zile, când, o lună și ceva, când mama a plecat la cer, erau cu inima sfâșiată de durere, niște copii care erau efectiv rămași pe drumuri, așa se poate înțelege, cu jertfa deosebită a voluntarilor noștri de la Biserica Mateții cu Zavodă, de la Asociația Glasul Vieții, cu dragostea noastră care ne sprijiniți din toate punctele de vedere, acești copii, iată, trăiesc frumos. Și în fața Dumnezeu ne rugăm să-i ocotească pe ei și pe dumneavoastră, să-i dea puterii tuturor ca această casă pe care o facem gata în câteva zile, spuneam, să adăpostească niște copii buni, sănătoși, harnici și înțelepți și care să devină oameni mari, așa cum și mama lor, sărmana la Dumnezeu să o odihnească și-a dorit până în clipa în care s-a despățit de ei. Eu sunt convins că la toate aceste lucruri minunate și mama din cer, care se roagă acolo acum pentru ei, este lângă noi. Hristos să vă bucure pe toți, să vă dea multă sănătate, să vă zidească în inimă numai bine, iar de sus să ne dea lumină la toți că avem nevoie. Pace și bucurie cu mila Domnului Hristos. Doamne ajută!
Mulțumim!